Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit caramele cu cremă de lapte dulce și caramele cu cafea. Vă prezint ingredientele necesare. Pentru caramelele cu dulce de lece sau cremă de lapte dulce vom avea nevoie de 250 de grame de zahăr, 200 de mililitri de frișcă lichidă, 70 de grame de unt și 50 de grame de cremă de lapte dulce sau dulce de lece. Rețeta cremei de lapte dulce o veți putea găsi în videoclipurile mele. Pentru caramelele de cafea vom avea nevoie de următoarele. 2 sau 3 linguri de cafea solubilă, cantitatea o veți alege dumneavoastră. 250 de ml de lapte condensat și 20 de ml de ulei. Prima dată vom face caramelele cu dulce de lece. Vom adăuga o crăticioară pe foc, la foc mic, în care vom adăuga untul. Vom aștepta ca untul să se topească complet, apoi vom adăuga zahărul. Untul s-a topit, în acest moment vom adăuga zahărul și crema de lapte dulce sau dulcele de lece. Vom amesteca bine. Din momentul în care s-au amestecat toate ingredientele bine, le vom lăsa la foc mic până ce vom vedea că zahărul s-a dizolvat complet. Nu uitați să amestecați pentru a nu se arde zahărul. În loc de dulce de lece, puteți folosi cremă caramel. La fel o veți putea găsi în videoclipurile mele. Tot timpul să vă uitați dacă s-a topit zahărul sau nu. Vom stinge focul și vom adăuga toată frișca lichidă, amestecând continuu în timp ce turnați frișca. Vom aprinde din nou focul, lăsând la foc mic, până ce vom vedea că a început să se îngroașe puțin compoziția noastră. Din momentul în care am văzut că a început să fiarbă, vom începe să amestecăm continuu, lăsând focul la minim și o vom lăsa să fiarbă timp de 6 sau 7 minute. Au trecut 6 minute, în acest moment voi stinge focul, voi lăsa câteva secunde să se răcească puțin compoziția, amestecând continuu, apoi o vom adăuga într-o cană pentru a o putea adăuga în forme. Am obținut 400 de mililitri. Iar în acest moment voi adăuga compoziția în forme. Am terminat de umplut toate formele, în acest moment le voi introduce în frigider pentru cel puțin 2 ore. Cât timp vor sta caramelele cu dulce de lece în frigider, ne vom apuca de caramelele cu cafea. Adăugăm uleiul și laptele condensat.
cum laptele condensat este foarte, foarte dulce, nu vom adăuga zahăr. Iar peste cafeaua solubilă voi adăuga 10 ml de frișcă lichidă. Vom amesteca foarte bine cu o furculiță. În cazul în care vedem că nu s-a dizolvat cafeaua, vom adăuga încă 10 ml de frișcă lichidă. Chiar dacă nu se va dizolva, nu veți adăuga mai multă frișcă, o veți lăsa exact așa cum este, până ce o vom adăuga peste laptele condensat. O vom lăsa puțin deoparte până ce vom avea nevoie de ea. Vom amesteca continuu în laptele condensat, deoarece va începe să devină solidă. Nu uitați ca focul să fie la minim. Laptele condensat, din clipa în care va începe să fiarbă, se va îngroșa foarte, foarte repede. De aceea trebuie să amestecați continuu. În momentul în care vedem că s-a îngroșat foarte bine, vom adăuga cafeaua solubilă ce am amestecat-o cu frișca lichidă. Amestecăm bine totul. Din momentul în care am adăugat cafeaua solubilă, o vom lăsa în continuare la foc mic, timp de 4 sau 5 minute. În cazul în care doriți să aibă o consistență mult mai solidă, să fie mult mai tari, le veți lăsa între 5 și 7 minute la foc mic, amestecând continuu. Au trecut 4 minute, voi stinge focul. Voi amesteca puțin cu focul stins pentru a se răci puțin compoziția. Apoi o voi adăuga într-o cană gradată pentru a vă spune ce cantitate am obținut din ingredientele acestei rețete. Din aceste ingrediente am obținut 200 de mililitri de caramel cu cafea. Am terminat și aceste caramele. Le vom introduce în frigider pentru cel puțin 4 ore. Am scos caramelele din frigider. Cum v-am spus în rețetă, eu am vrut ca aceste caramele să fie mult mai moi. În cazul în care doriți să fie mult mai tari, le veți lăsa mai multe minute să fiarbă la final. În loc de 5 minute, lăsați-le 10 minute. Deci și-a păstrat forma, dar totuși este foarte moale. Uitați cât de moale este. În cazul în care nu aveți forme, puteți pur și simplu să faceți cu mâna forme. Am făcut o biluță ca de bomboană. Apoi apăsați ușor și îi dați o formă rotundă. Exact așa. Deci, vedeți, în orice formă ați pune aceste caramele, vor ieși acea formă. Dar ele sunt foarte, foarte moi, da? Iar acestea sunt în forme de ursuleți.
uitați, decât să cumpărați caramele cu tot felul de chimicale, preferabil este să faceți copiilor în casă caramele mult mai sănătoase și mult mai rapide. În plus, vă ies și foarte, foarte multe. La fel, cum v-am arătat, indiferent în ce formă veți pune, aceste caramele sunt moi. Acestea sunt din altă formă, o formă de roboțel. Acestea sunt caramelele cu dulce de lece. La caramelele cu cafea am avut puțină compoziție. După cum vedeți, le-am pus într-o formă pentru a face bomboane de ciocolată, iar caramelele au ieșit exact ca în formă. Și am terminat și această rețetă pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.